Deci dacă eu reușesc să fac chestia asta, acum vreau 50.000 de like-uri. Nu, nu-mi pasă. 1% din oameni pot să facă chestia asta și o să fac și de pe scaun. 50.000 de like-uri, chiar acum 50.000 de like-uri. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super fire! Pentru că astăzi o să reacționăm la un lucru super mega interesant. După cum spune și titlul, astăzi o să reacționăm la lucruri pe care doar 1% din populația acestei planete le poate face. E absolut insane! Nu-mi dau seama cum 99% dintre oamenii ăștia nu pot să le facă, dar 1% pot. Ce fel de lucruri se pot afla? Sunt foarte, foarte mega curios. Eu chiar nu știu ce lucruri sunt, pentru că nu eu am ales aceste poze, ci iubita mea cea mai tare. Dați un mare subscribe la Bibi! Și pe lângă că o să vreau să reacționez la ele, o să vreau să le și fac, să încercăm să testăm dacă putem să facem acele lucruri, să vedem dacă picantul vostru aici de față se încadrează în acel 1% al omenirii. Și ca oricine și pentru voi, vă provoc să încercați și voi să faceți aceste lucruri și în caz că ați reușit să faceți măcar un singur lucru, vreau să scrieți în comentarii, da, eu am putut și probabil o să primiți o inimioară. Înainte de a începe să reacționăm la poze, vreau să rupeți butonașul ăla de like, vă dau 5 secunde la dispoziție să o faceți. Iar în caz că nu o să o faceți, o să aveți 10 ani de ghinion să ai. 5, 4, 3, 2, 1. Oare a apăsat cineva butonașul de like? La doar 4 euro pe lună sau mai ușor de spus 20 de lei pe lună te poți juca cele mai tari jocuri online direct pe browserul din calculatorul tău fără a mai avea nevoie de vreun calculator de gaming. Totul se întâmplă foarte, foarte rapid și te poți juca orice joc vrei tu, fără lag, fără absolut nicio problemă online. Mai nou decât atât, dacă nu dispui de vreun calculator nici măcar de gaming, te poți juca aceste jocuri și pe telefonul tău mobil. GTA 5 și CSGO pe telefonul tău mobil. Mi se pare super, super tare ideea. Intră și tu pe linkul din descriere și încearcă cea mai nouă experiență. www.boosteroid.com. Ok, guys, haideți să reacționăm la primul lucru. O să reacționăm la această fată care, hai să vedem ce face. What? What? Ce poc m-a făcut? Bă, câta limba are? Bă, ce-a fost? Bă, nu e limbă. Ăsta e limboi? Ăsta nu e limbă. Bă, frate, nu pot, că eu am o limbuță micuță. Nu. Bă, guys, eu încerc să fac lucrul ăsta, dar eu am o limbuță mai micuță. Adică, haideți să încercăm să vedem dacă putem să facem. Bă, nu funcționează, ce ai bani? Toate astea sunt de aia. Din păcate sau din fericire, Dumnezeu nu m-a înzestrat cu acest talent. Din păcate ne încadrăm în cei 99% de oameni care nu pot face aceste lucruri. Picantul 0, limba 1. Bă, ce aveți, bă, cu limba? Bă, da, aia nu-i limbă, ăla-i limboi, frate, dar uitați-vă și voi ce urât e, bă. Câta gura să ai, mă, să-ți încap atâtă limbă. Nu pot să-mi imaginez lucrul ăsta, pot să-l fac, pot să-l încerc să-l fac. Dar uitați-vă și voi la ăsta câta limba are, guys, pe lângă mine, deci faceți o comparație. Lui ajunge limba până aici și mie până aici. Mamă, oamenii ăștia au o limbă de corcodil, serios. Bă, tot cu limba. Până și la mă, e sezonul limbilor. E vara asta, e sezonul limbilor. Serios, ce se întâmplă cu atâtea limbi? Serios, am văzut în seara asta mai multe limbi decât am văzut în toată viața mea. Și noi mă se întâmplă cu atâtea limbi. Și ce face Camila Cabello aici? Cascada limbilor, ce e asta? O să încerc și eu să fac, dar în niciun caz nu o să-mi iasă. Cred că există foarte multe lume care poate face chestia asta, dar eu nu pot să fac chestia asta. Adică pot să fac doar limba aia de la jumate, dar celelalte două din colțuri, nu o să pot să le fac, dar o să încercăm. Eu pot să fac decât așa. Mai multă limbă nu am, dar cred că ca să poți să faci chestia asta trebuie să ai limba foarte lată, gen... Nu se poate niciodată să fac aceste lucruri, adică și dacă te antrenezi nu poți să le faci, trebuie să fii înzestrat cu asemenea lucruri, că... Nu pot să cred, Daffy Duck! Este Daffy Duck în viața reală! Mă jur că ăsta e Daffy Duck în viața reală! Băi, uite cât a botul are, băi! Bă, ăsta e Daffy Duck! Mă jur, uitați-vă la el! Ok, și acum uitați-vă la Daffy Duck! It's Daffy Duck în viața reală, numai că nu este o rață, pur și simplu este un om care face lucrul ăsta. Aș face și eu chestia asta, dar pe lângă că cred că o să mă deformez, dacă nu sunt deformat deja, cum îmi spun unii în comentarii. Dar, serios, nu o să fac chestia asta, nu prea pot să o fac și mie oricum nu-mi stă în caracter.
Băi, putu, bă, tu suca mă. Și cum vă spuneam, nu o să fac niciodată lucrul ăsta pentru că mie nu-mi stă în caracter. Chiar orice challenge, niciun challenge nu mă face să... Ce se întâmplă aici? What? Asta e semn, asta e semn masonic sau e semn de grupare iluminată? Mă jur, cine poate să facă chestia asta? Deci nici dacă mă chinui jumătate de oră să încerc să fac lucrul ăsta, zici că e labirintul degetelor ăsta. Ce se întâmplă aici? Băi, băi, stați-mă puțin că nu cred că e chiar așa de greu. Hai să încercăm măcar să... Băi, dacă cineva face chestia asta și mi-arată mie pe Instagram, mă jur de nu-l pun la Instagram și spun dați follow acestui om care a reușit să facă chestia. Deci dacă cineva reușește să facă chestia asta cu degetele, mă jur că-l pun la story. Bine, acum nu încercați să vă rupeți degetele ca să vă pune la story. Încercați dacă puteți, dacă nu, nu. Adică, ok, deci degetul ăsta trebuie să fie așa. Nu-mi dau seama dacă ăsta e arătorul sau nu, să moară Jackson. Bă, dar mă rup de ești, știu eu. Da, deci este absolut la fel, numai că este după vreo două luni în vasul lui. Cât de cât identic, dar asta este ce să ne facem. Buget de picant. Auci! Ce asta? Băi, nu fac chestia asta, nu serios. Bă, am glumit cu celelalte chestii înainte, dar chestia asta chiar nu o fac și nici voi nu vă recomand să o faceți, pentru că puteți să vă rupeți degetele, serios. Băi, omul ăsta nu are oase în degete, uitați-vă cum și-a făcut ceva degetul și frate, îmi rup degetul, nu pot să fac așa ceva. Nici dacă aș vrea nu pot să fac așa, pentru că îmi rup degetul ăla. Ca să reușești să faci așa ceva, unul trebuie să nu ai oase și doi trebuie să nu ai oase. Serios, să nu fie frică de durere, că nu, nici nu pot să mă uit la el, serios, și... Asta pot să fac, dar nu am cum să mă arăt pentru că nu merge. Sau pot să o duc la un mod super extrem și să o fac pe scaun. Asta ar merita undeva la 50.000 de like-uri. Ok, deci dacă fac chestia asta, vreau 50.000 de like-uri. Dacă reușesc să fac chestia asta de pe scaun, în momentul ăsta, chiar acum, vreau 50.000 de like-uri la acest clip. 50.000 de like-uri. Deci dacă eu reușesc să fac chestia asta, acum vreau 50.000 de like-uri. Nu, nu-mi pasă. 1% din oameni pot să facă chestia asta și o să fac și de pe scaun. Mă dau mai în spate ca să am... Să vedem ce ne-a dăruit Dumnezeu. Dar putem să pice scaunul cu mine, da? M-a învățat pe mine maestrul King Kong. Trebuie să băgăm piciorul. Scaunul ăsta se cam balasează și cred că o să pică în bol. Ok. Ok. Ok, am reușit să fac chestia asta de pe scaun. Mă încadrez în 3%. Hai să nu zicem chiar 1, că deja mă întreabă cam mare. Ok, ăla cu degetul mic n-are oase. Dar dacă ăla cu degetul mic n-are oase, tipa asta, asta ce nu are? Asta nu are absolut nimic. Mâini umflate cu aer. Tipa asta e fata cu mâini de plastilină. Mai aveam pe cineva la școală sau nu știu, pe cineva care își întorcea cotul așa cu totul. Băi, oameni buni, nu-mi vine să cred. Cum puteți să faceți așa ceva? Mă merg că n-a făcut ceva cu picioarele, să-ți arunce așa picioarele peste umăr, să zică ha? Nu, nu, nu pot să mă uit la așa ceva. Nu pot să mă uit la așa. Ăștia cred că sunt oameni fără oase.ro. Fata aia în combinație cu baba aia în combinație cu omul ăsta egal omul plastelină. Serios. Nu, deci nici nu te poți uita la așa ceva pe lângă. Bă, cum bă, nu. Eu în momentul ăsta nu mă uit la poză, dar vio.go. Asta nu cred că e o reacție, cred că e de fapt mai mult un challenge. Încearcă să nu te uiți în altă direcție. Uitați-vă la omul ăsta. Ok, I think I can do this. Bă, asta nu e așa de grea. Doar este degetul arătător de la mâna dreaptă cu degetul arătător de la mâna cealaltă mână. Ăla mare cu inelarul, cel mare cu inelarul de la cealaltă mână. Deci ar trebui să fie cât de cât ușor. Hai să vedem, deci le-a pus așa. Inelarul cu ăsta mare și inelarul cu ăsta mare. Sau era invers, stai, care mâna dreaptă? Asta e. Ok, deci arătătorul arătător, inelarul cu ăsta. Oh, am reușit? Seamănă cât de cât? Nu știu. Bă, nu știu dacă seamănă, sigur e o chestie la mijloc. N-are cum să fie, nu știu cum le-a putut. Bă, nu înțeleg cum reușiți să fac. Nu, mă dau bătut, pe mine mă enervează chestia asta. Mie dacă nu-mi iese ceva așa, mă enervez. Nu, trebuie următoarea. Dacă mai văd o limbă în acest episod, mă jur că o să opresc clipul ăla aici și o să pot
titlul la acest clip fără să-l editez, clipul limbilor. Mă jur! M-am săturat acest limbochii. Dați-vă mare că aveți voi limbă mare și nas mare și puteți să vă atingeți între ele, ok? Dăreți-vă mare cu asta. Eu nu pot să fac chestia asta pentru că nasul meu este mic. Nu este chiar mic, dar limba mea este mică și frumoasă așa cum e. Da? Și limba niciodată nu s-o duc la nas, pentru că la nas sunt mucișori. Ok, guys, și ultimul lucru pe care doar 1% din oamenii de pe această planetă îl pot face, nu este unul banal, este unul foarte greu. Este să-ți lingi cotul. Băi, să-ți lingi cotul, frate, oricine poate să-și lingă cotul. Că mă gândesc mai bine, nu chiar toată lumea. Cum poți să-ți lingi cotul, frate? Și atunci intervine chestia, ce gust are cotul. Vă rog frumos, încercați și voi să faceți chestia asta și dacă v-a ieșit, dacă ați reușit să lingeți cotul, scrieți în comentarii. Întrebarea din clipul de astăzi este, ce gust are cotul? Scrieți-mi în comentarii și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să rupeți butonul și de like, eu am fost Bartolii Picar și până ne vedem! Fata este blondă, bombă după Amsterdam, e ceană după mine când îi cânt, o fac oceani. Place viața tare și noaptea și dimineața, când o văd băieții de la blu, de cam pică vața. Te mată, toarnă pe când n-ai cum s-o dai cu ea, întoarce toate privirile, n-ați frază reghet.